Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Ramona, sunt mamica a doi băieți minunați pe nume Eddie și Eric și împreună suntem o familie de 4 persoane aflate într-o călătorie financiară în care vrem să ne achităm toate datoriile acumulate, dar totodată vrem să asigurăm și viitorul copiilor noștri, așadar, dacă vă interesează genul acesta de conținut, vă invit să vă abonați la acest canal și astfel să fiți notificați de fiecare dată când postez câte un nou filmuleț. Filmulețul de astăzi nu va fi unul lung sau foarte lung, cred că va fi chiar scurt. Astăzi vreau doar să văd câți bani pot să retrag din contul bancar, și totodată să mă decid și să văd unde vreau să aloc suma pe care urmează să o retrag din cont. Bun, pentru lucrul acesta am aici dosarul meu cu calendarul pe această lună și astăzi suntem în 21 februarie. Este miercuri, deja am verificat contul, am intrat online să văd dacă au intrat banii care trebuie să intre aici și au intrat, ceea ce înseamnă că eu pot să retrag bani. Și o să retrag bani în seara aceasta, după ce mă întorc de la al doilea job, dar o să filmez mâine filmulețul și o să retrag 400 de euro. Trec aici 400. Ok, și da, mai las ceva bani în cont, deci nu-i scot pe toți, pentru că aici ne facem cumpărăturile săptămânale. Și aici, când intră banii, pentru sfârșitul lunii, de fapt de la sfârșitul lunii, va avea de plătit facturi și aici, dar și aici. Și de obicei, din banii aceștia nu mai rămâne nimic, câteodată suntem chiar pe minus. Așa că de aici las și ceva bani pentru facturi, pentru că sunt multe. Sunt și aici facturi, sunt și aici facturi, dar despre asta o să vorbim într-un alt filmuleț, când o să fac planul pentru luna martie și o să completez calendarul. Ok, deci o să retrag 400 de euro și să vedem cum îi alocăm. Ok. Astăzi trebuie să ajung și la cursul de dans cu Eric și în 10 minute trebuie să plec ca să ajung la timp și da, sunt puțin în grabă. Ok, deci pentru filmulețul de mâine vreau să aloc niște bani la fondul pentru asigurări. Știți că luna aceasta m-am concentrat mai mult pe acest fond ca să măresc suma care se află în el. Deci fond asigurări. Și o să aloc suma de 50 de euro. 50. Bun. Asta înseamnă că ne-au mai rămas 350 de euro și acești 350 de euro cred că o să îi pun doar pentru provocări financiare la pușculița mea, pentru că vreau să termin această provocare, în special pușculița mică în care am bancnote de 10 euro și de 5 euro, pentru că da, trebuie să mai strâng bani. O să vedeți de ce și ce o să fac cu ei. Și da, mai am puțin de lucru la acea cutie în care țin eu banii. Este trecută de jumătate, dar totuși nivelul nu e chiar atât de sus, deci mai am de lucru la ea. Ok, deci o să trec pușculița mea. Pușculița mea. Și o să trec 350 de euro.
Ok, și totalul. Total. În total avem 400 de euro. Bun. Și da, cam acesta este planul pentru filmulețul de mâine. Nu cred că o să reușesc să umplu cutiuța aceea, dar oricum o să mai avansez. Și o să lucrez la provocările de aici. Și apropo de provocările de aici, am mai găsit una care era începută ascunsă în biroul meu. Era începută, dar nu terminată. Și este vorba de această provocare. Trebuie să o găuresc, după care să o pun în dosar aici, pentru că da, vreau să lucrez la ea. Este o provocare colorată, este o provocare drăguță și mă motivează. La mine funcționează această metodă și tocmai de aceea continui să economisesc bani în felul acesta. Ok, și da, cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-a motivat și pe voi să economisiți bănuți, să vă faceți planul cum să alocați banii voștri, să vedeți câți bani puteți să retrageți din bancă. Și noi ne revedem în filmulețul de mâine. Vă pup! Pa, pa!